Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. E o țară minunată, să știți. România? O fantastică România, da. Da. În care se poate trăi foarte, foarte bine. Depinde cum te orientezi. Mm. Și pe cine cunoști și ce idei ai. Și trei, domnule, nu trebuie să stai pe fund. Trebuie să acționezi. Și când acționezi, se întâmplă lucruri. Iată, justiția română a descoperit ce a acordat cumva unui petent ochelarii de vedere de serviciu. S-a mai văzut. Este o decizie, da, dar nu așa, și la suma asta. Este o decizie dată în cazul unei doamne judecătoare. Deci, practic, corb la corb, își ajută privirea, ochii. Pupila. Deci este o decizie dată în cazul unei doamne judecătoare, care, întâmplător, desigur, este și purtător de cuvânt la CSM, organismul funcție, care din când în când mai judecă magistrați. Doamna respectivă, pe dânsa o cheamă Daniela Ioana Stâncioi, a dat în judecată statul român ca să-i deconteze ochelarii de vedere, spunând că are nevoie la serviciu de ochelarii de vedere. Da. A câștigat, scrie publicația de fapt.ro. Statul trebuie să-i dea acum suma de 2331 de lei. Și-a luat ceva pricopsit. Da. Păi, calitatea actului justiției trebuie să corespundă calității lentilelor. Da. Practic. Și ramelor, da. Că rama cred că e grosul acolo. Da, și lentilele, depinde. Adică la ochelarii mei, de exemplu, lentilele sunt scumpe. E adevărat că eu am greșit, eu le-am plătit eu ca prostul și le folosesc la serviciu, de exemplu. Când, vezi? Deci îi uzez la serviciu gratis. Da. Statul acum poate să facă recurs. Decizia este executorie, deci trebuie să-i dea banii. Statul poate face recurs dacă vrea. Rămâne de văzut dacă va îndrăzni. Nu prea te pui cu șefii de prin CSM în justiție pentru 2331 de lei. Dar mișto precedentul. Și uite, e bine că cineva a dovedit în justiție că angajatorul e obligat să-ți plătească ochelarii de vedere. Integral. Deci nu parțial, că îți dă ceva, că nu știu ce. Asta înseamnă... Nu, asta înseamnă. Și asta indiferent de veniturile tale, de nivelul tău salarial. Pentru că doamna Stâncioi, a observat aceeași publicație, are un salariu de invidiat. Fiind magistrat, doamna câștigă un salariu bun ca magistrații, 19.000 de lei pe lună, la care se adaugă, îi se decontează și diurna și transportul. Deci mai primește încă 3.000 de lei pe lună. Transportul presupun că înseamnă benzinica, însă dețin un Audi. Asta mi se pare, ar trebui să-i dea și o mașină totuși. Faptul că merge cu mașina personală... Da, și ochelari de condus. De aia cu lentile galbene. Că ea, practic, conduce în interes de serviciu din moment ce îi decontezi transportul. Nu? Băi, sunt niște, da, nu, asta e ca aia cu bonurile de masă, că de ce să ia directorul bonuri de masă, că oricum are salariu mare. Da. Aici nu sunt de acord. Să se dea la e dreptul lui femeii să aibă... Ochelari de vedere. Ochelari de vedere și ce mai are pe acolo. Da. Așa deci justiția că este dreptul. Acum eu sunt foarte curios dacă ochelarii ăștia de serviciu, de vedere, practic sunt ochelari de vedere de serviciu, nu? Că... Dacă adică dacă îi folosește la, doar la serviciu. Adică dacă doamna îi ridică de la magazie pe semnătură când ajunge la birou cu mijlocul de transport de contat, dacă îi folosește peste zi, când intră în pauza de masă, la fel îi predă la cazarmament, că e în timp liber, în vacanță, cum spune Luca. Cât nu muncește, ești în vacanță. Practic, când se întoarce de la prânzișor, dacă îi primește înapoi de la magazie și ce folosește peste zi, cu ce are dânsa nevoie să vadă clar pe acolo, după care îi predă la plecare, tot pe semnătură. Că așa cred că ar trebui, fiind de serviciu, nu? Așa ar trebui, da. Sau dacă faci, adică, de exemplu, dacă ai mașină de serviciu. Poți să te duci cu ea acasă, dar faci foaie de deplasare. Trebuie să faci foaie de deplasare. Legal așa este. Câți kilometri ai făcut, unde te-ai dus, care este direcția. Și nu te mai urci în ea ca să te duci să faci și shopping. Iată. Păi, e mașină în serviciu. Cu ochelarii de serviciu nu facem la fel? Asta nu știu. Să scrie acolo ce ai privit prin ei, pe unde ai pus, unde ai uzat, dacă se zgârie, se poate. Știu pe cineva care a primit, o să-l întreb să văd dacă e așa. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.